Drumarii au reluat dezăpezirea celui mai înalt drum din România. Utilajele avansează însă cu greu pe Transalpina din cauza vremii neprielnice și a zăpezii care ajunge și la 4 metri. Șoseaua nu va fi deschisă până când nu vor fi îndepărtate și rocile mari căzute de pe versanți aduse de torenți. Cei doi motocicliști străini ar fi vrut să traverseze Transalpina, chiar dacă drumul este încă închis circulației. Utilajele lucrează de zor pentru dezăpezirea șoselei. Doar 7 km de drum de la ieșirea din stațiunea Rânca au fost curățați până acum. Dacă vedeți că scade temperatura, vă retrageți. Da? Sau începe să ningă, vă retrageți la bază. Două utilaje acționează pentru dezăpezirea celui mai înalt drum din România. Misiunea drumarilor este destul de grea pentru că vremea este în continuare nefavorabilă, este la poviță, bate vântul, iar pe asfalt în continuare este un strat gros de gheață. Transalpina atinge cel mai înalt punct la 2145 de metri altitudine. Drumul este îngropat în zăpadă, iar utilajele răzbat cu greu prin troiene. Aproape de cota 2000 pe Transalpina, zăpada măsoară chiar și 4 metri. În zona în care ne aflăm, stratul de omăt depășește cu siguranță 3 metri înălțime. Până acum, drumarii au acționat pe un singur fir. Pe celălalt sens, se va interveni mai târziu pentru că în zonă este risc de avalanșă. Iar troienele de zăpadă care se prăbușesc pe asfalt iau cu ele și pietre de pe munte. O astfel de piatră să ajungă în fața unei mașini sau, doamne ferește, pe o mașină, pericolul este destul de mare și riscăm foarte mult. Zăpada care se topește și ploile din ultimele zile antrenează materialul, antrenează grohotiș care ajunge în marginea drumului. Stăm mereu foarte atenți în această zonă să nu să blocheze partea carosabilă. Deocamdată nu se știe când va fi redeschis tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lutrului. Anul trecut restricția a fost ridicată abia la jumătatea lunii iunie.